Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De-a Sfântă Trime, miluiește-ne pe noi, Doamne, frățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfântul numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, Cine îi dorește de cealaltă. Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne chinăm împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne chinăm și să vedem la Hristos împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne chinăm și să vedem la Hristos împăratului nostru Dumnezeu. Binecuvântează Sfântul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeu meu, mântuită de foarte, în strălucire și mare pe Doamne ta întregată. Cel ce te îmbraci cu mine ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un porc, cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra lumii, ce pui nori în sinea ta, cel ce umbli de caripile vânturilor, cel ce faci pe rânduri tăi grupuri, și pe sufletele tale pară de tău. Cel ce ai întemeiat cu mântul pe temerii de lui și nu se va copina în veacă veacă. Adâncul ca o haină este între pe munța lui, peste munți vor sta apă. Deci iertare s-a urcut, glasul cunetului tău să mă împușoșa, să fie munți să coboară noi în locul în care ne-ai temeat de el. Hotar ai pus, pe care nu pot trece și nici nu se vor vrea să se acopere pământul. Cel ce primit să zboare în părinte din pământ, se vor trece apă. Adevărat să vă scoată fiarele câmpului asinu sălbatic, setea zvârcătorit, peste acelea păstrările cerului vor lovi, din mijlocul strâncilor vă mergați. Cel ce a dat din mulții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va săpăra pământul. Cel ce lăsa iar mărturii coacilor și derbează spre trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unchi de lemn și pâinea inima omului de lege. Să durați în copac și pântul în centru din partea pe care este zis acolo, de astfel îi vor face pânt. Locașul copostrânsului în chipa roșii munții cei gata că poți cerbi în stângele stăpanie cu el. Făcut-ai luna spre vre, soarele și-a cunoscut apusul său, nu s-a ieșit în durere și s-a făcut noapte, când vor ieși toate chiarele pădure. Buii leilor mucesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit al soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Tu s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplută-ta pământul, dezvirea ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târgoare, căruna nu este urmă, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă bălaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea toate către tine așteaptă. Să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le cu lor vor aduna. Deschide-te mâna ta, toate se vor umbla de bunătate. Binecuvântate, Doamne, iar întorcându-ți fața ta se vor turbura. Luave Duhul lor și se vor sfârși, și în țărâna lor se vor întoarce. Binecuvântate, Doamne, fie Maria Domnului în viață, veselit se va Domnul de lucrurile țară. Binecuvântate,
Yeah.
Pământul cerului. Izbăvește-mă de cerice, mă prigonește, sau în
poate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Prăznuim cinzecimea și venirea Duhului, sorocul făgăduinței și împlinirea nădejdei. Cât de adâncă este taina, cât de mare și de cințită, pentru aceasta grăim către tine, păcătorule a toate parte slavă ție. Thank you.
pace tuturor. Cine este Dumnezeu mare, ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu mare, Yeah.
sfințitorii, binefăcătorii și miluitorii catedralei acesteia și a catedralei mântuirii neamului nostru românesc, pentru toți siditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea lor pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Amirește, amirește, Doamne, Oh!
și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu mine și cu îndurări, înaltă-ți de drepturilor creștini și trimite peste noi binele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacurate, stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și cu preafeșoare Maria, puterea cinstită și de viață păcătoare în cruci, pocătirile cinstitelor cereților pentru peștute, rugăciunile cinstitului Măritului Proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, cu ale Sfinților Măriților și cu tot răudatelor apostoli, cu ale Sfinților între Sfinți Părinții noștri și ai lumii, ai lumii mari, dascări și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, Sfântătorul de Dumnezeu și Ioan, Gură de Aur. Cu ale Sfinților Atanasie, Cirin și Ioan, cel Milostiv, Patriarhie Alexandriei și ale Sfântului Nicon, Patriarhul Constantinopolului. Cu ale celor între Sfinți Părinții noștri, Nicolae, Arhire, Matrichie și Sfântul Arhimit, unde e Căpătorii de Minuni, care nici chiar nici alor, Iosif cel Noi, Resitavă, Antimii Grianu, Iosif Mărturisitorul, Gelasie și Teotie și cu ale tuturor Sfinților, Sfințiților, Ierari. Cu ale Sfinților Măriților și Marelor Mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruințe, Dimitrie, Zvărătorul de Mir, Teodor Tiro, Teodor Statinați, Ioan cel Nor, cu ale Sfântului Mucenic, Caradamie, cu ale Sfântului Mare Mucenic, Țară Maru, cu ale Sfinților Mucenic, Sefie și Pascual, Balacul și Oprea, cu ale Sfinților Mărturisitori, Ioan și Moise, Constantin Maimon, și Fisai, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, din Arche Sfântnicul, cu ale Sfântului Bun și Binecărițiosului Maimon, Ștefan cel Mare și Sfânt, și cu ale tuturor Sfinților Bunilor, Miruitori, Mucenici, cu ale Sfintei Ucenițe, Filotea, cu ale Dracubioșilor, și de Dumnezeu Purtător, Părinților noștri, Grigorie de Caponitul, Nicolin cel Sfinț și Dimitrie cel Nou, Isaios, Sofronie, Ioan Antonie, Daniel, German, Ioan Pozebitul, Teodora și Coare Preacuvioase, Maicii noastre, Părăstecă. Coare Sfinților și Dreptilor Dumnezeu, Părinții ai Cruciana, și Coare tuturor Sfinților, rugăm-ne mult milostiv pe Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii care ne rugăm ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Thank you.
acasă, sună și face casa în aceasta, și toată vreastră și toate, cum se poate de trebuie, și toate comisare, de vina cu dragoasă, atunci de din această Sfântă Zi a Pogoririi Duhului Sfânt, hramul acestei Sfinte Catedrale, pentru cei care încurtea rugăciunea noastră, pentru toți ajutătorii, donatorii, chitorii, plecătorii, zitorii, acestei Sfinte Catedrale, fiecare după numele lor, pentru toți cei aflați de cazul credeți în Sfântă Mare,
care sunt de bine în Dumnezeu, noi, Doamne, îndrăzești pe casele noastre, să puneam să vedeți de noastre, Sfinte, de ce vrează și bine pe Cuvinte noastre, pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și bucurea și mirea și veci, fără amin. Tatăl nostru, care ești în cerere, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în vizită și ne zădește. Care este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și bunurea și veci veșilor. Amin. Cine ești cu vânta Hristoase Dumnezeul nostru, cel la ce prea înțelept pe pesaia i-a rătat, primițându-le lor Duhul Sfânt, și prin Fânt și lumea ai pântat, Iubitorul de oameni mărire ție. Bine ești cuvântat, Hristoase Dumnezeul nostru, cel la ce prea înțeleg, pe pesarea i-a rătat, primițându-le Iubitorule de oameni, mărire ție! Născătoare de Dumnezeu, fecioară bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântat.
Paşa Gönül Fiyatı'nı darınsın Doamne și sufletele adormiților lor mântării pomeniți, adormiților Dumnezeu, părinți, fraților, fiși, fiși, moși și strămoși, toți soții, toți cei mormântați, și fiul orașului acestea, eroi neamului, eroi martirii, Iisus pentru libertatea, demnitatea neamului românesc, ridicare după numele lor, odihnește în locul minată, în locul ratelor de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Orice greșeală a săvârșit în viața lor, cu lucru, cu cuvântul sau cuvântul, au Dumnezeu bun și viitor de oameni, iar de Dumnezeu. Nu este om care să fie din și să greșească, numai cu singur ești de depărtat. Să vă mulțumim pentru vizionare!
Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purtea și vecii vecilor, amin! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Prea Ucenice, Părinte, Protopop, binecuvintează! Cel acel din chip de lin de foc, din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt, peste Sfinții Săi Ucenici Apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacurate Maicii Sale, Purtea Fecioare Maria, cu rugăciunile Mărinților și întru tot Lăudaților Apostoli, cu rugăciunile Sfintei, Cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorii Moldovei noastre și pale tuturor Sfinților rugători și ocrotitore, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Bine ești cuvântat, Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce prea înțelept, tempestarea ai arătat, trimisându-ne voi totuși, și printre și lumea mea, iubitorule de oameni, credincioși și credincioase, n-am lăsat fără semn de recunoștință adusă lui Dumnezeu, fără semn de închinare adusă lui Dumnezeu, fără semn de preaslăvirea lui Dumnezeu în locul acesta care a fost simțit spre a se zidi aici casa Tatălui Ceresc, casa Duhului Sfânt, casa cea mare a sufletelor noastre, casa care ne acoperă pe noi de tot răul, de toate duhurile viclene de peste zi și de peste noapte, casa de pe pământ care preînchipuie casa cea din cer. Sigur, ați văzut că și noi acum ne-am tot dat spre umbră, pe soarele față dogoritor, căldura este înăbușitoare și cred că Dumnezeu nu ne va lăsa înăbușiți până în sfârșit. Și așa cum în ultima lună ne-a trimis ploaia cerăcoritoare peste noi și mai ales peste ogorul însetat, peste roadele care așteptau hrană de la Dumnezeu, deci numai Dumnezeu are puterea de a aduna norii de la marginile mărilor și a le revărsat din nou pe pământul acesta ca să rodească roadele spre bucuria noastră. În acest ceas lăsat spre seara, acum, ne-am adunat aici, în locul acesta, cum spuneam, unde Dumnezeu a hotărât să-i se ridice casă lui și casă nouă. Dacă este casa lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu se săvârșesc cele sfinte. În casa lui Dumnezeu se glăsuiesc cele sfinte. Și dacă am găsit de cuvință ca să luăm pe Dumnezeu ca o prătitor, prin amintirea celui mai important act după moarte și înviere și după înălțare, și anume pogorârea Duhului Sfânt peste ucenicii Săi, peste Sfinții Apostoli, ne-am gândit că numai prin pogorârea Duhului Sfânt, prin lucrarea Duhului Sfânt, această zidire din punct de vedere material, să-i spunem, arhitectural, mai îndrăzneață pentru zona noastră, cel puțin, va putea fi dusă la bun sfârșit. Chiar dacă poate au trecut ani, ceea ce s-a zidit până acum, gândiți-vă că de aici, de unde ne aflăm noi aici, acum, de la 12 sau 14 metri în pământ, s-a început zidirea. Și dacă am ajuns până aici, se le mai ridica și aproximativ 10 metri deasupra noastră, să știți că n-a fost lucru ușor. A fost lucru greu. Când te gândești la sudoarea funcții, când te gândești la talentul de constructor,
dar când te gândești mai ales la faptul că tot ce s-a zidit aici, cărămidă peste cărămidă, a însemnat ban peste ban. Nimic nu poți face, nu poți zidi în lumea aceasta fără bani. Sigur că noi, cei care zidim biserici, noi ne gândim la zidirea bisericii și bisericilor din sufletele noastre, din lăuntrul nostru. Că putem să zidim biserici frumoase, cu arhitectură deosebită, mărețe, dar dacă în sufletul nostru este pustiul păcatului, este arfița fără de legilor și a necredinței și a răutății și a urii și a neînțelegerii și a neînchinării, zidurile acestea răsună și ele a gol. Deși prin ele și în mijlocul lor aici, glăsuiește Dumnezeu. Glăsuiește Dumnezeu prin cura preotului, cel care a preluat glăsuirea de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos și de la Sfinții Apostoli, care în Duminica cea Mare a Rusalei, ramul acestei Sfinte Biserici, au primit putere de la Dumnezeu ca să glăsuiască lumii și prin glasul lor să sfințească lumea aceasta, să întemeieze Biserica văzută pe pământul acesta lui Hristos, Biserica care înseamnă și comunitatea de oameni, comuniunea între credincioșii din Biserică. Deci când a ieșit din foișorul acela din Ierusalim, peste care s-a coborât peste ucenici Duhul Sfânt în chip de limb, în chip de limb de foc, ei ce au început să glăsuiască Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur au glăsuit în toate limbile celor care erau adunați în Ierusalim, la sărbătoarea Rusaliilor, la sărbătoarea Cincizecimii. Și au glăsuit fiecăruia în limba lui, fie că erau adveniți iudei din toate părțile lumii cunoscute de atunci. Și au primit și darul acesta, deci, să vorbească în diferitele limbi pe care cei care au venit se vorbeau fiecare în parte. A fost necesară numai pentru atunci și pentru perioada imediat următoare, căci iată, noi acum putem să vorbim Cuvântul lui Dumnezeu în toate limbile lumii, și el poate fi tradus în toate limbile lumii, tot cu binecuvântarea lui Dumnezeu. La noi aici avem tradiția ca să sfințim și teiul. În Duminica cea Mare, în Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, în Duminica Rusalii. De ce? Pentru că ea, în mod fericit, floarea de tei are în tulpina ei, să spunem, această frunzuliță mai mică, de obicei de culoare gălbuie, verzuie, care este în chipul limbii. Este ca o limbă. Noi zicem că prin binecuvântarea lui Dumnezeu, ea ne aduce aminte de limba prin care Dumnezeu a glăsuit către noi. Prin limba prorocilor, prin limba lui Moise, prin limba celor din Vechiul Testament, prin limba Sfântului Ioan Botezătorul, dar mai ales prin limba Fiului Său, a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar prin procurirea Duhului Sfânt peste ucenici, aceștia au primit puterea să vorbească Cuvântul lui Dumnezeu în toate limbile pământești. Iar Cuvântul lui Dumnezeu să-l avem cuprins în Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură și noi să-l propovăduim de la Sfinții Apostoli în toate timpurile până la sfârșitul veacului, în toate părțile pământului acestui. Iubiți credincioși și credincioase, ne-am întâlnit și anul trecut aici, cam tot în formula aceasta, spunem noi. Cam tot în adunarea aceasta de inimă, de suflet și de credință. Am săvârșit această vecernie din Sâmbăta Rusaliilor, din Sâmbăta Pogorârii Duhului Sfânt, tot în acest loc unde, iată, soarele a strălucit mai puternic peste noi, direct aici. M-am gândeam în timpul slujbei că ucenicii, dacă erau în foișor în Duminica Cincizecimii, sigur aveau un acoperiș în foișor deasupra lor. Poate n-aveau zidurile pe care noi le avem laterale, dar aveau acoperișul
pentru că dacă ai un acoperiș deasupra, te ocrotește și de razele puternice ale soarelui și de ploaia care poate veni din abundență, chiar dacă lateralele nu sunt. Noi aici avem laterale și uite acum vom începe lucrarea, poate cea mai importantă, de a pune acoperiș aici, peste acest foișor al Duhului. Se vorba de turnarea bolților, de construcția turnurilor și de acoperișul propriu-zis al bisericii. Peste o săptămână sau două vom reîncepe lucrările aici. Ne rugăm lui Dumnezeu ca să binecuvinteze întâi pe orice perseghitor, ca să aibă talentul și maestria, tărnicia și tărnicia de a construi mai departe biserica aceasta. Și mai ales acum a spus elementul cel mai important de zidirea bolților a acoperișului acestui soritor. Dar au nevoie și ei de tărnicia noastră. Fac apel pe această linie în această zi ca să punem fiecare de 10 cărămizi măcar. Pentru că și bolta va fi și ea acoperită și cu cărămizi. Pentru că trebuie să pregătim bolta pentru pintură. Chiar dacă bolțele vor fi turnate din fier și din beton, cu susținerea cu o frază de lemn, dar totuși va fi și cărămidă care va acoperi bolta pe interior. Cred că dacă punem fiecare dintre 10 sau 20 de cărămidi, cei din orașul acesta, am putea să facem lucrul acesta. Pentru biserica noastră, pentru catedrala noastră, din Pașcan. Vedeți că este așezat într-un loc atât de frumos. Proiectul de jurul bisericii este și el stătător de speranță, că va fi un parc aici frumos, în jurul bisericii. Și să vă ajute Dumnezeu să vă plimbați cu aleii, cu copiii, cu nepoței, cu nepoții, să intrați în Sfânta Biserică și să-L lăudați cu Dumnezeu aici. Rugăm pe Bunul Dumnezeu, care a trimis pe Duhul Sfânt peste Sfinții Apostoli, să trimită acest alt Duh învăietor, sfințitor, învățător și conducător al nostru către Patria Cerească și peste sufletele noastre, să ne întărească în credință și în speranță că lucrarea noastră, cea de zi cu zi pentru mântuirea sufletelor noastre și lucrarea aceasta de la această biserică va fi în progres, va fi în urcuș, așa cum dorim ca cu toții, precum se zidește biserica și se înalță către ceruri, așa să se înalță și sufletele noastre către cerurile lui Dumnezeu. Amin. Amin.